concursul Orașul Reciclării a luat startul pe 1 ianuarie. De atunci, administrația locală a făcut demersuri pentru a determina populația să colecteze selectiv gunoiul. Un rol important l-au avut tinerii. La fel s-a întâmplat și astăzi. Din ce constă acțiunea voastră de astăzi? Păi, vrem să împărțim pliante pentru a informa lumea să recicleze cât mai mult și să pună gunoaiele în locurile potrivite. Noi suntem de la Colegiul Național Tudor Vladmirescu și vrem să câștigăm o competiție pentru a se construi un spațiu verde cu acces gratuit la internet. Oamenii sunt receptivi? Da, majoritatea ne-au spus că vor face acest lucru de acum înainte. Am venit aici pentru Orașul Reciclării, ca oamenii să nu mai arunce deșeurile în locuri nepermise, pentru a avea un oraș cât mai frumos, să nu fie poluat. De altfel, târgujienii au afirmat că ei colectează selectiv gunoiul. Colectați selectiv gunoiul în general în gospodărie? Da. Noi, eu stau la bloc și pun sticlele de sticlă, hârtia, gunoiul în altă parte, avem acolo așa. Profesorii spun că este bine ca tinerii să fie responsabilizați încă de mici. Trebuie să ne gândim cu toții la viitorul copiilor noștri. Elevii mei din clasa 9 trebuie să se gândească la viitorul lor. Eu i-am implicat încă de mici, fiindcă le sunt dirigintă din clasa 5-a, câtorva dintre ei. I-am implicat încă de mici în acțiuni de protejare a mediului înconjurător. Am participat mereu la acțiuni pentru protecția mediului și ce ne-a tentat foarte mult să luptăm pentru Orașul Reciclării, pentru această competiție, este faptul că dacă s-ar câștiga de către Orașul Târgu Jiu această zonă Wi-Fi futuristă, pentru că proiectul este foarte, foarte frumos, copiii ar beneficia, deci beneficiarii ar fi în special tinerii. E normal ca școlile să lupte pentru un astfel de proiect. Alături de alte 31 de localități din țară, municipiul Târgu Jiu s-a înscris în competiția Orașul Reciclării. Organizatorii vor amenaja o zonă cu Wi-Fi în orașul câștigător. Anul trecut, municipiul Târgu Jiu a câștigat premiul pentru trâmbițare, fiind localitatea în care concursul a fost cel mai bine mediatizat.